Charlie și Marele Ascensor de Sticlă. Capitolul 5. Oamenii de pe Marte. Hotelul spațial era dotat cu un generator de gravitație, astfel încât, după ce Marele Ascensor de Sticlă se cuplă cu succes la poarta de acces a hotelului, cei 5 pasageri, ne referim la domnul Wonka, Charlie, bunicul Joe și domnul și doamna Bucket, putură să se deplaseze normal, pe picioare, prin holul acestuia. Cât despre ceilalți 3 bunici, bunica Josephine, bunicul George și bunica Georgina, niciunul dintre ei nu mai pusese piciorul afară din pat de 20 de ani și nu aveau de gând să-și schimbe acum obiceiul. De îndată ce își dădură seama că nu mai puteau pluti, se suiră tu trei la loc în pat și insistară să fie purtați cu pat cu tot în holul hotelului. Charlie privi în jur. Holul era uriaș. Avea podeaua acoperită cu un covor gros de culoare verde. Din tavan atârnau 20 de candelabre strălucitoare. Pe pereți se vedeau tablouri dintre cele mai valoroase și peste tot erau împrăștiate fotolii mari și comode. La celălalt capăt al holului erau 5 lifturi. Era un loc atât de luxos încât cei 8 musafiri se opriră să-l admire, cu gurile căscate. Nimeni nu scoase o vorbă. Domnul Wonka îi avertizase că turnul de control din Houston poate să asculte conversațiile lor cu mare ușurință, astfel încât nu voiau să-și asume riscuri. Podeaua de sub picioarele lor vibra ușor și în aer stăruia un bâzâit care făcea această tăcere și mai bizară. Charlie îl apucă pe bunicul Joe de mână. Nu se simțea în largul lui deloc. Tocmai pătrunseseră prin nefracție în cea mai grozavă mașinărie construită vreodată de mâna omului, care pe deasupra aparținea Guvernului Statelor Unite. Dacă erau prinși, ceea ce cu siguranță avea să se întâmple în cele din urmă, oare ce vor păți? Închisoare pe viață? Da, sau poate chiar mai rău de atât. Domnul Wonka vorbea cu ei, adică scria ceva pe un carnețel. Vă e foame? Cei 3 bătrânei din pat începură să se agite, să dea din cap și să-și deschidă și să-și închidă gurile, fără să scoată însă vreun sunet. Domnul Wonka întoarse foaia. Pe cealaltă parte scria așa: Bucătăria hotelului etixită cu cele mai alese mâncăruri. Homari, friptură, înghețată. O să mâncăm până cădem lați, cu burțile umflate. În același moment, dintr-un difuzor ascuns pe undeva prin încăpere, bubui o voce care îl făcu pe Charlie să sară în sus de frică. Și bunicul Joe tresări puternic. Atențiune! Spuse vocea. Tresăriră toți, speriați, chiar și domnul Wonka. Atențiune! Către cei 8 astronauți străini! Vă vorbește turnul de control din Houston, Texas, Statele Unite ale Americii. În acest moment vă aflați ilegal în incinta unei clădiri proprietate a guvernului american. Vă ordon să vă identificați imediat. Vorbiți! Șt, le făcu semn domnul Wonka aducându-și degetul la buze. Se lăsă o tăcere grea. Nimeni nu mișca. Domnul Wonka continua să le facă semn să tacă, șoptind. Șt, șt. Cine sunteți? Bubui iarăși vocea de la Houston și telespectatorii din întreaga lume o auziră și ei. Repet, cine sunteți? Răsună vocea pe un ton imperativ, iar cele 500 de milioane de telespectatori se ghemuiră pe canapele și întinseră gâturile în așteptarea unui răspuns din partea străinilor misterioși din hotelul spațial. Din păcate, în interiorul hotelului spațial nu erau camere de luat vederi, astfel încât telespectatorii nu-i puteau vedea pe cei 8 intruși, însă le puteau auzi vocile, dacă ar fi vorbit. Tot ce puteau vedea era exteriorul hotelului, așa cum îl percepeau astronauții Shuckworth, Shanks și Schouler, care se aflau acum foarte aproape. Pentru 30 de secunde, întreaga lume își ținu respirația așteptând. Dar nimeni nu răspunse. Vorbiți! Urlă înfricoșător vocea. Charlie simțea că îi sparge timpanele. Vorbiți! Vorbiți, vorbiți! Bunica Georgina își trase cearșaful peste cap, speriată. Bunica Josephine își băgă degetele în urechi. Bunicul George își îndesă capul în pernă. Înspăimântați,
domnul și doamna Bucket se îmbrățișară strâns. Charlie îl ținea pe bunicul Joe de mână și amândoi se uitau cu o privire rugătoare la domnul Wonka, parcă implorându-l să facă ceva. Domnul Wonka rămăsese nemișcat. Deși părea calm, în capul lui toate rotițele se învârteau cu o viteză amețitoare. Acesta este un ultimatum, răsună din nou vocea. Pentru ultima oară, cine sunteți? Răspundeți imediat. Dacă nu răspundeți, veți fi considerați dușmani periculoși. În acest caz, vom apăsa butonul de urgență care face ca temperatura dinăuntru să coboare până la minus 100 de grade. Vă veți congela instantaneu. Aveți 15 secunde să vorbiți, după care veți fi transformați în țurțuri. 1, 2, 3... Bunicule, șopti Charlie în timp ce numărătoarea continua. Nu se poate să stăm așa, trebuie să facem ceva, repede. 6, 7, număra vocea. 8, 9... Domnul Wonka nu se mișcase din loc, privea drept înainte cu aceeași expresie calmă. Nu se putea citi nimic pe chipul lui. Charlie și bunicul Joe îl priveau înspăimântați. Deodată, văzură cum pe fața până atunci nemișcată apare umbra unui zâmbet. Parcă înviase. Se învârti ca un titirez și țipă cât îl țineau plămânii. Fimbo Fizz! Vocea din difuzor se opri din numărat. Se lăsă o tăcere adâncă. Întreaga planetă tăcea. Charlie nu-și dezlipea privirile de pe chipul domnului Wonka. Trăgea aer în piept doar ca să țipe din nou. Bungo Bunii! Țipa cu atâta entuziasm încât se ridicase pe vârfuri. Bungo Bunii! Dafu Dunii! Iubilunii! Și iar tăcere. Când vorbi din nou, vocea lui părea o mitralieră care trage rafale de cuvinte. Zong! Zong, 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 zong! Ecoul care îi răspunse de undeva din pântecele marelui hotel spațial se făcu auzit în întreaga lume. Apoi domnul Wonka se întoarse spre capătul holului de unde se auzise vocea transmisă prin difuzor. Făcu câțiva pași în față ca o persoană care dorește să aibă o conversație privată cu interlocutorul său. De această dată, vocea era domoală. Cuvintele curgeau mai rar, dar se simțea o oarecare asprime de oțel în fiecare silabă. Kirasuku Malibuku, suntem tari, voi sunteți cucu. Alipenda Pacamenda, nu știți voi care e legenda. Fuikika Kanderika, eu sunt mare, tu ești mica. Popocota Borumaptă, mari probleme vă așteaptă. Cati, cati, soare, lună, Marte, Venus, împreună. Domnul Wonka făcu o pauză foarte dramatică timp de câteva secunde, apoi, trăgând o gură enormă de aer în piept, urlă cu o voce înfiorătoare. Kitimbibi zong! Fumbolizi zong! Gugumiza zong! Fumikaka zong! Anapolala zong zong zong! La auzul acestor cuvinte, întreaga lume fu electrizată. Din turnul de control de la Houston, trecând prin Casa Albă din Washington, palate și blocuri, case și colibe din America, până în Chile și Peru, cele 500 de milioane de oameni care ascultaseră acea sălbatică și înfricoșătoare voce, declamând strania incantație mistică, începură să tremure de spaimă în fața televizoarelor. Se priveau unii pe alții, îngroziți, întrebându-se: cine sunt? Ce limbă e asta? De unde vin indivizii ăștia? În cabinetul președintelui de la Casa Albă, vicepreședintele Tibbs, membrii cabinetului, șefii de stat major ai armatei, forțelor terestre și aeriene, înghițitorul de săbii din Afganistan, trezorierul șef și pisica, doamna Topsipas, încremenire de groază. Numai președintele își păstra cumpătul. Doică! Strigă! Ce ne facem, Doică? Ți-aduc acum un pahar cu lapte, răspunse blând domnișoara Tibbs. Urăsc laptele, zise președintele. Te rog, nu mă obliga să-l beau. Convoacă-l pe tălmaciul șef, spuse Doica. Îl convoc pe tălmaciul șef, zise președintele. Dar unde e? Aici sunt, domnule președinte, răspunse tălmaciul șef.
Ce limbă vorbește creatura aia care ne-a invadat hotelul spațial? Zi repede, era cumva limba eschimoșilor? Nu, domnule președinte. Aha, atunci era limba tagalog. Ori tagalog, ori vreo limbă ugrică. Nu, niciuna din ele. Tulu atunci? Tungusă? Tupi? Tulu sigur nu e, domnule președinte. Și cred că putem exclude Tungusa și Tupi. Idiotule, țipă domnișoara Tibbs, ce ne pasă nouă ce limbă nu e? Spune-ne ce limbă este! Da, doamnă, răspunse tălmaciul care deja a început să tremure. Vă rog să mă credeți, domnule președinte, e o limbă pe care n-am mai auzit-o niciodată. Credeam că știi toate limbile din lume. Le știu, domnule președinte. Te rog să nu mă minți, tălmaciule. Cum adică știi toate limbile când pe asta nu o știi? Nu o știu fiindcă nu e o limbă de pe lumea asta, șopti tălmaciul. Prostii, zbieră domnișoara Tibbs. Chiar și eu am înțeles anumite vorbe din ea. E limpede, domnișoară vicepreședinte, că aceste creaturi au făcut eforturi să-și însușească anumite expresii din limba noastră, dar limba lor este cu totul diferită și nu seamănă cu nimic din ce se poate asculta pe pământ. Pe pantofii mei, strigă președintele. Doar nu vrei să spui că ar putea veni din altă parte? Ba da, domnule președinte. Adică de unde? Cine știe, dar ați remarcat, domnule președinte, felul în care au utilizat cuvintele Venus și Marte? Bineînțeles, răspunse președintele. Și ce dacă? Aha, văd încotro bați. Doamne, apără-mă! Oamenii de pe Marte și de pe Venus, zise tălmaciul. Atunci am dat de belea, conchise președintele. Aș zice că da, încuviință tălmaciul. Nu vorbea cu tine, spuse domnișoara Tibbs. Ce ne facem, generale? Zise președintele. Îi bombardăm, țipă generalul. Toată ziua numai asta ai în cap, bombe și iar bombe. Alte idei mai bune n-ai? Îmi place să bombardez, răspunse vesel generalul. Bum, bum, e un zgomot atât de plăcut. Zbong, zbong. Nu fi prost, zise domnișoara Tibbs. Dacă îi bombardăm pe astronauții ăștia, Marte și Venus ne vor declara război. Așa este, doică, spuse și președintele. Ne prăjesc pe toți, ne fac piure. Mă ocup eu de ei, strigă șeful statului major al forțelor terestre. Gura, se răsti domnișoara Tibbs, ești concediat. Ura, se bucurară în cor ceilalți generali. Bună treabă, domnișoară vicepreședinte. Trebuie să fim atenți cum ne purtăm cu indivizii ăștia, vorbi domnișoara Tibbs. Cel pe care l-am auzit suna deosebit de furios. Trebuie să-i luăm cu binișorul, să-i îmblânzim, să le intrăm sub piele. Nimeni nu-și dorește o invazie de marțieni. Trebuie să fim drăguți cu ei, domnule președinte. Te rog să vorbești cu cei de la Houston să ne dea o linie directă cu hotelul. Hai, mai repede!